e cineva pilot aici? Am avea mare nevoie. De ce? Ce s-a întâmplat? Pilotul nostru a trebuit să plece, din păcate. Să plece? În zbor? Unde să plece? Într-o lume mai bună. Și copilotul? Și copilotul a trebuit să plece, dar să știți că nu într-o lume atât de bună, pentru că era un păcătos, plus că soția lui știa de noi. Doamne Dumnezeule, ce e de făcut? Păi asta, ce e de făcut, asta zic. Cred că va trebui să am o discuție cu ea, pentru că nu se mai poate. Domnișoară, cu avionul ce e de făcut? Ah, cu avionul, stați liniștită, nu vă panicați. Avem două variante simple și precise. Fie aterizăm foarte rapid, prin metoda cădere, fie găsim aici un pilot sau poate cineva care are niște cunoștințe de aeronautică. Stați puțin, că eu am avut un iubit pilot și mi-a mai spus niște chestii. Da, e perfect, domnule, e perfect. Haideți cu mine, haideți aici, vă rog, intrați. Hai de cap. Așa. Bine, acum, care sunt butoanele de care am nevoie? Asta. De aici. Cu toate? Știu, doamne, nu știu, doar fac cafeaua aici, dar cred că ar trebui să vorbesc cu turnul. Vezi că poate vorbești tu cu copacii în curând. Nu, doamne, știți, există un turn, din câte am înțeles, unde există niște oameni care ajută la aterizări și alte lucruri de care se ocupă piloții. Măi! Da. Alo? Turnu? Să fie o zi de-asta, liniștit. SOS! Piloții au dat tortul popii! Cui? Popii! Au venit cu bătăți deja? Am neștut. Hai, domne, lasă-mă cu de-astea, zic cum fac cu manetele astea să facem o aterizare frumoasă. Roger, cine vorbești? Nu, nu e Roger, e Carmen. Roger, aici turnul. Doamne, n-auzi că Roger nu mai este, s-a retras din activitate, zic cum fac. Vă dau un coleg specializat în aterizări forțate. Hai, dă-mi. Vreau să-mi redați poziția care o aveți. Pe care o aveți? Eu nu am nimic, doamne. Poziția dumneavoastră. Păi, cum? Pe scaun în stânga. Poziția avionului. Cu botul înainte! Ce știu eu de-astea? Ia uite! Doamnă, trebuie să luați în calcul faptul că în astfel de situații trebuie să ne concentrăm și să ne păstrăm calmul. Pentru că fiecare detaliu poate să fie foarte, foarte important. Nene, alo, măi nene, ești cu capul? Suntem în avion, ne prăbușim, cădem, ne ducem dracu, fă ceva! Ce să fac eu? Păi cum ce să faci? N-avem pilot? Zi ceva, spune! Condoleanță. Doamne Dumnezeule, dar nu vreau să mor, că nici nu o să mor. Așa, pe zi pe ce, astea apăs, pe ce... Bun. Deci, fiți atentă. În partea stângă, da, aveți un... Ai, domne, zi mai repede, că nu simt handicapat, înțeleg? Da, în partea stângă aveți un buton. Acel buton, odată apăsat, vă dă sentimentul absolut necesar... atât dumneavoastră, cât și avionului acela de siguranță. Deci, tati, dacă scap de aici, te joc în picioare. Toate butoanele sunt aprinse. La care te referi? Da, doamnă, am înțeles. În avion există foarte multe butoane, unele care practic nu folosesc la absolut nimic și sunt unele care folosesc, într-adevăr, la anumite... opțiuni și cerințe. Așa că, da, aș vrea să porc cu dumneavoastră această discuție, dacă se poate. Alo, turnu! Doamne, zici că mi-ați dat legătura la săpoca. Măi, turnu! E cineva acolo care vorbește normal că dăm cu avionul ăsta de pământ? Imediat vă dăm pe cineva care se ocupă de extra situații de urgență. Așa, haide, hai! Da, cine e acolo? Carmen! Și aici? Păi știu eu cine e acolo? Păi da, acolo e Carmen, am înțeles deja. Aici mă interesa. Păi dumneata ești acolo! Da.
da, nu ne înțelegem. Haideți să trecem la treabă. În ce direcție vă îndreptați? În jos. Perfect, specialitatea mea. Nu te supăra, vreau să te întreb, toaleta funcționează? Nu știu că n-am verificat, de ce e important? Dar stați, doamnă, că nu vorbesc cu dumneavoastră, vorbeam cu un coleg. Toaleta funcționează? Da, da. Da, mi-a zis că mă cam doare burtica, nu știu ce m-am stricat. Alo, doamna Carmen, mai sunteți acolo? Da, da, mai sunt, da. Da, credeam că mă duc și eu mai devreme azi acasă. Bine, haideți să vedem ce trebuie să faceți. Cum e acum situația? E, cum cădem? La noi a căzut deja, doamnă, tot guvernul. Da, hai ce să-i faci? Asta e viața. Ei cu problemele lor, noi cu ale noastre, da. Vedeți că aveți în fața dumneavoastră un manșă. Da? Da, aia e manșă. Împingeți de ea, doamnă. Ce se întâmplă? Ne ducem puternic în jos. Deci nu, invers. Atunci trageți către dumneavoastră, doamnă. Ați tras? Da. Ce se întâmplă? Mergem drept. Perfect, asta e. Drum bun, doamnă. Cum? Ce drum bun, doamnă? Că eu vreau să ajungem jos. Păi atunci de ce ne-ați mai apelat? Oricum mergeați într-acolo, nu? Mai bun, doamne Dumnezeule, sunteți nebuni cu toții acolo în turn. Vreau să aterisăm. Ia nu țipa la mine că n-am învățat la aceeași școală, da? De fapt, nu sunt sigură. Ați învățat cumva la școala numărul 2 din Huș? Nu? Asta e, da, ca să fiu sigură. Pilotul automat funcționează? Vedeți, doamne, că acolo aveți în stânga. Stai, care-i stânga? Da, nu, în dreapta, în dreapta jos. Nu, sus. În dreapta sus aveți. Păi ne hotărâm un pic, că nu știu de să mă uit. Aveți, doamne, acolo un buton roșu, de culoare roșie. Scrie pe el pilot automat. Apăsați pe el. Am apăsat. Am apăsat. Aoleo, gata! Doamne, deci e bine! Mergem! Bun, și acum ce facem? Așteptăm pentru aterizare, doamnă. Ce așteptăm? Să se termine cherosinul, că altfel nu știu cum să vă ajut. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule, cum să se termine? Cum... Mai, celălalt mai e acolo, ăla de la turn. Că e mai lent, dar poate vorbește el mai normal, ne înțelegem cum fac. Da, doamnă, sunt, supravegheam procesul. Bun, bine, am înțeles, bine, bravo, hai, zi tot de la început. Păi ce de la început, că de la început știu eu, mai întâi au fost dinozauri. Taci, te rog, taci. Doamnă, vedeți că aveți un buton pe care scrie tren de aterizare. Ce tren, măi, ce tren e în avion, măi, ce cu taci, tine? Taci, te rog, taci. Și așa mă concentrez să vorbesc destul de repede. Stai așa! Cred că a ieșit trenul, că se aude ceva! Foarte bine, doamnă. Și acum împingeți ușor și brusc maneta. Ca și cum ați mângâia o rață! O rață? Da! De cine mângâie o rață? De ce să nu le mângâi? Orice rață îi place ca și pe ea să o mângâie cineva. Te rog frumos, stai din gură, că nu vreau să polemizez această discuție. Ce să polemizezi, băi? Ce ești albin? Ce-i cu tine? Măi, ne certăm și noi altă dată, vă rog frumos. Da, doamnă, ascultați-mă, vă rog frumos. Împingeți de acea manșă ușor către față și după aia ușor către spate. Da? Și... puneți-vă centurile de siguranță pentru că... și să nu uităm să încordați fesierii. Pentru că va urma o aterizare destul de bruscă. Da, doamna Carmen, credeți și cu credință o să aterizați. Dacă nu, să vă fie țărâna ușoară. Păi ia gata, terminați dracu o dată. Ia că mă descurc singură, că iau un tutorial de pe YouTube. Ia, nu știu dacă se aude, stimați pasageri. Vă vorbește Carmen, pilotul dumneavoastră din momentul acesta. Aterizarea va fi una cu probleme, adică în sensul că e cam belită situația. Vă rugăm frumos să vă pregătiți pentru aterizare forțată, cu capul între genunchi. Domnul din față, fără picioare, dumneavoastră sunteți bine așa.
Hai, Doamne, ajută-mă! Râdem cu talent la Antitalent. Pe Antena Play vezi edițiile integrale plus imagini exclusive nedifuzate la TV. Oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv. Antena Play, abonează-te la spectacol.